Sunt psihoterapeutul Tudor Ștefan Rotaru. Ne aflăm la o nouă ediție a emisiunii Psihologia pentru toți. Nu am avut ocazia până acum să vorbim pe îndelete despre negociere. Și nu e vorba de orice fel de negociere, ci despre negocierea în organizații și mai ales negocierea în organizații într-unul din cele mai interesante și mai provocatoare departamente. Este vorba de departamentul de achiziții. Am alături de mine, în platou, pe Mihaela Chiriac, jurist în cadrul departamentului achiziții. Bună seara și bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație. Mihaela, cred că e chiar o bucurie și chiar o oportunitate să aflăm de la tine ceva, cred că inedit și pentru psihologia pentru toți. Pentru că este vorba despre negocierea în departamentul de achiziții. Cred că telespectatorii deja se întreabă ce fac niște oameni și în special niște juriști la departamentul de achiziții. Departamentul de achiziții presupune oameni bine pregătiți, care au un cumul de informații, iar achizițiile sunt, putem spune, un organism în continuă creștere și dezvoltare, pentru că numărul informațiilor este foarte mare, pe de o parte, pe de altă parte este în continuă schimbare, atât din punct de vedere legislativ, cât și din punct de vedere al tehnicii și logisticii. Prin urmare, e un domeniu dinamic în care trebuie să fii mereu la punct cu toate informațiile și să te adaptezi. Mihaela, vorbim despre achiziții, înseamnă că vorbim despre companie, în cazul tău multinațională, care cumpără, nu? Da. Prin contract, pentru nevoile proprii, diverse servicii sau diverse produse. De ce e complicat sau de ce e nevoie de o atenție specială într-o companie atunci când vorbim despre acel departament care cumpără, nu știu, hârtia necesară birourilor, serviciile de transport, știu eu, anumite consumabile, de ce nu produsele de curățat pe care se folosesc în sediile companiei? De ce e ceva, nu știu, special, important, de ce trebuie să fie o echipă și de ce trebuie să existe juriști ca să se ocupe de acest aspect? În primul și în primul rând, absolut tot ce se cumpără într-o companie se cumpără prin intermediul departamentului de achiziție, adică inclusiv bunuri, servicii sau lucrări, pentru că tot ce se cumpără ține de activitatea companiei. Prin urmare, trebuie respectate atât reguli de transparență, cât și bună utilizare a fondurilor. Prin urmare, aici intervine rolul departamentului de achiziții, pentru că sunt definite niște nevoi tehnice care sunt analizate odată ce ajung în cadrul departamentului de achiziții. Uneori se intervine chiar în definirea acestor nevoi pentru a ajuta ca procesul să fie cât mai lin, pe de o parte. Pe de altă parte, bugetul se stabilește în baza unui istoric de către departamentul tehnic. De multe ori însă, iarăși cu sprijin din partea departamentului de achiziții, prin eventual studii de piață, pentru a vedea dacă au apărut update-uri la ceea ce vor ei să cumpere și să nu existe situații în care să fii în afara cerințelor sau să fie ceva desuiet, să zicem. Să luăm un exemplu, tot pentru telespectatorii noștri. Să presupunem că vrem să cumpărăm un anumit tip de consumabilă. Să zicem hârtie pentru toate imprimantele și multifuncționalele din companie. De ce nu ne-am putea pur și simplu duce la magazin să cumpărăm? E o chestiune de cantitate? E o chestiune de preț? E o chestiune de bugete? E o chestiune de calitate? Ce se întâmplă? Toate aceste elemente sunt importante. În primul și în primul rând, definind o cantitate și caracteristici tehnice, pentru că și aici există diferite sortimente, aici intervine rolul achizitorului, pe de o parte, și stabilește piața furnizorilor. Iar discutând cu
toți furnizorii de pe piață, evident și în baza volumelor și a calității de negociator, obții prețuri mult mai bune și condiții în general mai avantajoase, inclusiv termenele de livrare sau orice altceva. Îmi imaginez. Adică la hârtie nu e cazul, dar la celelalte produse e vorba de garanție, de mentenanță, care toate contează. Chiar și calculatoarele pe care, computerele pe care trebuie să le cumperi într-o companie, clar trec printr-un astfel de proces de achiziții. Mihaela, ascultându-te, și pentru că am și eu un istoric de muncă în multinațională, îmi imaginez că în momentul în care o companie mare, prosperă, are nevoie de un anumit produs, un anumit serviciu, clar, în cantitate mare, asta devine tentant pentru potențialii furnizori. Cine nu și-ar dori să prindă un contract mare cu o companie, iată, prosperă, pentru servicii, pentru bunuri. Cum este relația cu acei furnizori care se arată interesați să participe într-o procedură de achiziții? Relația este de bucurie din partea noastră pentru interesul pe care îl acordă relației pe care am putea să o construim, pe de o parte. Pe de altă parte, pentru noi este benefic să avem interes din partea cât ori mai mulți furnizori, pentru că astfel avem o plajă mult mai mare cărora să ne adresăm, iar din această arie putem alege ceea ce convine cel mai mult intereselor companiei, atât ca nivel de preț, cât și cel mai important, calitate. Și reușiți de fiecare dată să construiți relația asta de încredere? Cred că sunt telespectatori mai familiarizați cu mediul organizațional care știu că achizițiile sunt un domeniu provocator. Apare încrederea între cele două părți, între furnizor și între achizitor? În momentul în care există cunoștință pe de-o parte și pe de cealaltă parte a ceea ce reprezintă domeniul achizițiilor, există înțelegere, sau în cazul în care e o necunoscută acest domeniu pentru ofertant, în momentul în care relaționezi cu el, el capătă încredere, pentru că îi arăți transparență și faptul că îți dorești să lucrezi cu el în cele mai bune condiții. Mihaela, mă pun acum în pielea unui angajat, da, din companie, poate chiar un angajat cu oarecare funcție de conducere, care își dorește, să spunem, un laptop sau știu eu ce, multifuncțională. Și eu, în calitate de angajat, vreau ceva, nu știu, foarte scump, sau de o anumită marcă, sau de un anumit fel. Pot pur și simplu să merg să cer acest lucru sau procedura e mai complicată de atât? Procedura nu e complicată. Poți cere ceea ce îți dorești fără a indica o anumită marcă. Practic, va trebui să definești cerințele tehnice și să-mi spui bugetul alocat. Iar în funcție de aceasta, eu îți voi prezenta ofertele obținute și, după validarea lor din punct de vedere tehnic, fără a se cunoaște ofertanții care au depus acele oferte, se trece la negocierea prețului, după ce se validează din punct de vedere tehnic. Și aici intervine arta negocierii. Acolo intervine arta negocierii. O să ajungem acolo imediat. Mă gândesc la ceilalți colegi ai tăi, pentru că ai colegi din toate departamentele, da, și e o relație internă. Ei poate că au anumite, nu știu, dorințe, așteptări, vor să-și facă treaba folosind o anumită tehnică, anumită aparatură, anumite consumabile, de ce nu? Sau chiar să beneficieze de, nu ei înșiși, ci compania, dar în munca lor, de anumite servicii. Cum e relația cu colegii din companie, ceilalți, care vin la voi la departamentul de achiziții și spun, uitați, noi ne dorim sau avem nevoie de asta, asta, asta și asta ca să ne facem treaba? Chiar și aici intervine negocierea, pentru că negociem inclusiv cu colegii noștri. Negociem termenii pe care îi doresc, încercăm să clarificăm exact ce își doresc și timpul în care doresc să obțină
produsul sau serviciul respectiv și negociem din aproape în aproape, încercând să ne dăm seama dacă nevoia lor este urgentă sau cât este de urgentă nevoia lor. Este în totalitate o urgență sau nu? Și toate lucrurile astea le afli discutând. Îmi imaginez, așa sper să nu fie o glumă prea ciudată, imaginez așa o mulțime de copii care toți vor jucăria preferată și o vor repede, da? Și atunci voi trebuie să negociați. Mihaela, spune-mi acum, știu, nu la fel de bine ca tine chiar, că departamentele de achiziții în general se află sub o presiune destul de mare, e o presiune a responsabilității, există și o răspundere juridică acolo, în relația cu exteriorul, dar și în relația cu conducerea. Cum arată, nu știu, această povară a responsabilității vis-a-vis de conducere, vis-a-vis de management, vis-a-vis, nu știu, de cei care mă gândesc au ultimul cuvânt de spus în ceea ce privește bugetul? În primul și în primul rând, fiecare domeniu este important. Niciunul dintre colegi nu și-ar putea desfășura activitatea fără conglomeratul care stă în spate, pentru că toată activitatea noastră se întrepătrunde. Ceea ce se cumpără prin departamentul de achiziții folosește colegilor din tehnic, iar ei nu pot cumpăra fără departamentul de achiziții, iar ceea ce se cumpără la comun de ce definesc colegii din tehnic și departamentul de achiziții se folosește de către colegii care sunt efectiv beneficiarii acestor produse sau servicii. Prin urmare, suntem într-o strânsă legătură și activitatea fiecăruia dintre noi este importantă. Acum, în ceea ce privește responsabilitatea, într-adevăr, modul de raportare este diferit, pentru că nu este o variantă liniară, ci la noi, într-adevăr, se merge direct către partea de conducere, fiind un subiect sensibil, fondurile companiei, atunci fiecare ban trebuie bine justificat ca mod de cheltuire. Și atunci, pe de o parte, trebuie să explici faptul că procesul s-a desfășurat conform etapelor stabilite, pe de o parte. Pe de altă parte, faptul că există beneficii, atât pentru companie, cât și pentru angajați. Dar nu numai atât, trebuie să arăți că și în relația cu autoritățile externe, ceea ce s-a desfășurat în condiții de transparență și corectitudine. Ai zis autorități externe, da. Transparență și chiar asta e mincea pe care o voiam aruncată la fileu. Pentru că urma să te întreb de ce e necesar juristul să înțeleg că există un corp de legi care reglementează procesul ăsta prin care o companie cumpără din exterior servicii, produse, etc. Există, într-adevăr, legi dedicate achizițiilor publice, dar aceste legi, chiar dacă nu se derulează neapărat achiziții publice, adică cu fonduri publice, ele au principii care trebuie aplicate inclusiv în cadrul negocierilor derulate, să zicem, E mult spus în afară, în sensul că nu trebuie respectate musai anumite etape și aici, ca etape, mă refer termene. Uh-huh. Ai posibilitatea de a derula mai repede, nefiind impuse aceste termene. În schimb, principiile de transparență și bună utilizare a fondurilor publice trebuie publice. De fapt, ale companiei trebuie cu siguranță respectate. Practic, vorbim despre un set de principii care asigură un mediu concurențial. Toate companiile capabile să furnizeze un serviciu, un produs, trebuie să aibă șansa să o oferteze și astfel încât să aibă șansa să prindă un contract. Mihaela, ne întoarcem la negociere. Când începe negocierea în tot lanțul ăsta? Ai spus că ai pomenit deja de faptul că o primă etapă ar fi colegul
care vine cu o solicitare, dacă o pot numi așa, din partea unui alt departament, uite, noi vrem cu tare sau cu tare lucru și deja intrați în negociere cu el. Îți adresez o altă întrebare înainte. Sunteți un departament iubit sau nu neapărat? Din acest punct de vedere. Suntem un departament de oameni care comunică bine și din acest motiv, comunicarea fiind foarte bună, nu există probleme cu colegii noștri care înțeleg foarte bine, cei care colaborează cu noi în permanență, înțeleg foarte bine care este procesul. Prin urmare, suntem în relații foarte bune. Sunteți în relații foarte bune. Cum continuă toată această procedură și unde mai apare negocierea? Cum spuneam, negocierea într-adevăr începe de la momentul la care avem solicitarea în față, pentru că începem să discutăm inclusiv cu colegii. Se negociază uneori chiar și cu conducerea anumite etape ale negocierii, ca termene, să zicem. Iar adevărata negociere se derulează după ce sunt stabilite criteriile și îndeplinite criteriile tehnice. Și atunci este negocierea față în față. Cred că atunci se scot pistoalele, să spunem așa, în sensul frumos al cuvântului, pentru că ajungem la o negociere în sine. Un lucru pe care chiar nu-l cunosc și poate și sunt convins că mă poți lămuri. Negociați cu toți cei care ofertează și corespund unui minim de criterii sau doar cu Da. cel care a câștigat o anumită procedură? Cu toți cei care îndeplinesc criteriile solicitate de noi. Și atunci fiecare dintre ei are dreptul și posibilitatea să participe la această negociere prin care să-și îmbunătățească oferta, astfel încât în urma negocierii să se poată stabili clasamentul. Iar că ziceai de pistoale, nu se scot pistoalele. Știi de ce? Pentru că de obicei cine vine într-o negociere e bine pregătit. Și din partea noastră, dar și din partea ofertanților. Ei știu cam ce presupune negocierea. Chiar dacă există, poate la o primă vedere, poate părea o atitudine mai rece sau distantă, uneori poate chiar ostilă. Dar știi ce se întâmplă? Până la urmă, negocierea presupune o discuție între două persoane sau mai multe, dar zicem între două părți. Iar aceste bariere se sparg discutând. Și sunt foarte multe tehnici de negociere, dar toate le poți folosi pe toate într-o etapă de negociere sau poți să nu folosești niciuna și să improvizezi în funcție de persoana din fața ta. Pentru că ce faci dacă cel din fața ta vine cu lecțiile făcute, cunoaște toate acele tehnici și îți blochează toate intervențiile? Și intervine aici în modul de relaționare și limbajul corporal. Că vezi cum reacționează, îți dai seama din privire, îți dai seama din postura corpului. Poate să fie un blocaj sau poate să nu fie un blocaj. Dar trebuie să încerci să treci peste preconcepția faptului că postura lui așa înseamnă un blocaj. Poate că nu. Poate că are, E un gest de autoconfort. poate că este un gest de autoconfort, cum ai spus tu, poate că e o zi mai friguroasă și atunci încerci să destinzi atmosfera. Ce mai poți face e să rupi un pic firul discuției și să ori să faci o pauză, ori o mică glumă, oriceva care să scoată un pic la iveală și omul din spatele negociatorului. Și atunci, altfel se înfiripă relația, în momentul în care nu mai suntem două entități care se Se luptă. ciocnesc în cadrul etapei de negociere, ci suntem doi oameni care vor să ajungă la un acord, că până la urmă de asta ne-am întâlnit. Nevoia mea trebuie să corespundă și să se împlinească și să întâlnească la un moment dat nevoia ta.
și hai să vedem cum putem face în așa fel încât să împletim cele două nevoi și să avem o situație de câștig-câștig de ambele părți. Deci este o situație win-win. Mihaela, sub nicio formă nu am de gând să, nu știu, să te pun în situația de a-ți explica amănunțit propriile tale tehnici, sau cum se spune în engleză, bargaining chips, da, avantaje. Însă aș fi foarte curios și mi se pare foarte interesant dacă poți povesti, da măcar câteva exemple, din ce folosesc ei cu tine și cu voi, din micile trucuri pe care încearcă toate aceste companii, da, și e normal într-un act de negociere, să le folosească cu voi astfel încât să iasă cât mai în avantaj. Varianta cea mai frecventă e faptul că nu se poate. Orice spui, nu se poate. Evident că din moment ce ne-am întâlnit, se poate. Se poate. Pentru că ne dorim să se poată, altfel nu ne-am întâlnit. Și în momentul în care spui deschis lucrul ăsta, deja vezi că s-a dat puțin înapoi și începe să zică, ok, hai să vedem, dar totuși nu se poate prea mult. Deja un pas s-a făcut. Am înțeles. Mai sunt și alte aspecte sau, nu știu, alte tehnici, dacă le-aș putea numi așa, sau strategii pe care le-au folosit toți acești parteneri de discuție în întâlnirile cu voi. Își prezintă foarte bine abilitățile și produsele și calitățile, astfel încât să obțină faptul că să obțină apreciere din partea ta, astfel încât odată obținut aprecierea să nu mai poți da înapoi. Doar că în momentul în care este invitat la etapa de negociere, în mare el știe că nu este singurul ofertant. Prin urmare, ok, poate fi cel mai bun produs de pe piață, dar nu este singurul. Ar vrea să se prezinte ca și cum ar fi singurul. Mihaela, extrapolez puțin întrebarea. Tehnica asta de a-l inunda pe celălalt cu virtuțile, calitățile, știu eu, excelența produsului, serviciului și așa mai departe, bănuiesc că nu se folosește numai în negocierea din cadrul departamentului de achiziții, ci în general în vânzări. Celălalt este, cum faci față? Mai e nevoie să amintiți tabere adverse, faptul că există și alți ofertanți sau, nu știu, vorbiți despre virtuțile unei soluții alternative? Cum contracarați o astfel de atitudine? E la fel ca în viața de zi cu zi, când ești asaltat de oferte publicitare și trebuie să faci o selecție. Faci o selecție, până la urmă, bazată și pe caracteristici, dar și pe ceea ce îți oferă extra acestor caracteristici. Adică ceea ce vine el să-mi prezinte, dacă este în plus și vine ca un beneficiu pe care îl pot folosi, da, e în regulă, dar trebuie să mă convinc într-adevăr că ceea ce mi oferi în plus îmi va folosi, în ce fel îmi va folosi, pe de o parte. Pe de altă parte, ei își cunosc foarte bine concurența și mizează chiar pe asta, pentru că ei, atunci când se prezintă, încearcă să prezinte un pic și partea negativă a concurenței. Să înțeleg că există și această idee de a face măcar puțină referire la capra vecinului. Da, da, încă se face referire la asta. Și atunci, în momentul în care tu ca ofertant vii și îmi spui că celelalte produse de pe piață au hiba asta și asta, evident că eu o să te întreb, ok, și a tău ce hibă are? Neapărat trebuie să existe o hibă, pentru că nimic nu este perfect.
Mihaela, ai pomenit niște lucruri esențiale pentru etapa de negociere. Ruperea asta de ritm despre care vorbeai tu, și anume că, uite, mai strecurăm o glumă, mai schimbăm puțin subiectul pentru, știu eu, doar câteva secunde ca să detensionăm atmosfera. Faptul că ne facem plăcuți pentru că e în avantajul tuturor. Și mă aștept ca furnizorii să trimită oameni cât de cât versați în ale negocierii, care să cunoască aceste aspecte de bază. Cu toate acestea, nu pot depăși curiozitatea de a te întreba dacă n-au apărut și persoane ostile, persoane care, nu știu, au fost, din potrivă, urcioase, dificile în procesul de negociere. Au fost, într-adevăr, persoane care au încercat să facă lucrul acesta. Pe de o parte, ei având o funcție mare în compania din care veneau și mizau pe asta, pe de altă parte, încercau să aibă o atitudine de superioritate atât prin funcția pe care o ocupă, cât și prin faptul că spuneau că uneori negocierile sunt prea dure, că ar trebui să înțelegem mai mult nevoia lor. Așa. Pe de altă parte, hai să o luăm altfel. Cine este cel mai interesat de acest deal, să zicem? De această înțelegere. De această înțelegere. E un pont interesant, Mihaela, că vorbești, iată, de persoane cu funcție mare la furnizor. Poate că nu e o idee chiar atât de bună să trimiți șeful cel mare la negociere, nu în compania care achiziționează, care cumpără, ci nu din partea companiei care cumpără, ci din partea companiei care vinde. Deci ar putea ca o persoană cu o funcție importantă în compania ofertantă să nu facă treaba atât de bună pentru că se duce un pic cam prea dur acolo. Pentru mine este un avantaj lucrul acesta. Cum așa? Da, pentru că atunci când ajungem la un lucru sensibil, nu mai poate să vină cu ideea că trebuie să-mi sun șeful. E în măsură să ia decizia pe loc. Am și atunci înțeles. Presiunea e puțin pe el. Păi atunci să ne întoarcem și în situația în care, iată, nu stați de vorbă cu șeful. Un moment trebuie să-mi sun șeful, între ghilimele. E tot o strategie de a rupe ritmul? E o strategie, într-adevăr. E menită să arate ce? Vrea să arate că, pe de o parte, să câștige timp, pe de altă parte să zică că mandatul lui e limitat și hai să încercăm să mergem pe mandatul meu, că vezi, Doamne, vai de mine ce-mi face șeful. Dar mi s-a întâmplat lucrul ăsta și atunci știi ce am făcut? Tocmai asta. I-am zis, ok, haideți să sunăm pe șef. Să-l sunăm, la plural. Să-l sunăm, da, să-l sunăm. Și am observat o schimbare bruscă de atitudine. Dintr-o dată, mandatul era mult mai mare decât cel discutat inițial. Asta e interesant. Mihaela, pentru că am vorbit de contextul ăsta al negocierii efective, spune-mi, vorbim despre o echipă din partea voastră, a companiei care face achiziția și o echipă din partea lor? Sau voi sunteți mai mulți și ei trimit un singur om? Sau cum se întâmplă aceste lucruri? Și de o parte și de alta sunt schimbări în funcție de tipul de negociere, de complexitatea achiziției. În principiu, din partea achizitorului e o echipă, pentru că sunt colegii care trebuie să urmărească ca cerințele lor tehnice să fie îndeplinite și atunci ei vin în negociere și discută doar aceste aspecte, iar partea economică revine clar departamentului de achiziții. De partea cealaltă a ofertantului, de multe ori vin și ei în echipă, atât pe partea tehnică, cât și pe partea economică, pentru a discuta. E vorba de un proces complex. Ai pronunțat un termen interesant, termenul mandat. Da. Ce înseamnă acest mandat exact, cel puțin în acest context de negociere în achiziții?
Din partea ofertantului e vorba de cât are el voie să negocieze în minus. Am înțeles. În minus ca preț și în plus ca avantaj din punct de vedere al termenilor de livrare, garanție, care iarăși au implicații asupra prețului. Cu alte cuvinte, cel care este trimis să negocieze cu voi, de exemplu, și cu orice echipă de achiziții, primește un soi de directivă, îi se spune nu te duci sub atât, sub acest plafon, sau nu te duci peste sau sub un anumit termen de livrare sau anumite aspecte, știu eu, care țin de tehnică, de calitate. Și bănuiesc, pentru că vorbim de negociere, că partea adversă doar că am trebuit să cunoască limitele mandatului. Așa este. Poți să afli anumite lucruri sau poți să deduci din mimică, din anumite cuvinte pe care le folosește, faptul că încă mai există marjă de negociere. Am înțeles. Și dacă totuși se ajunge la un blocaj, pentru că îmi imaginez, sunt situații în care ați epuizat o tehnică sau alta, cum faceți să deblocați situația? Ar fi și varianta de, pur și simplu, de a ne retrage în acel moment și a lua o pauză, astfel încât să-și regândească și strategia și să obținem o altă perspectivă. Știi, e la fel ca în orice relație, când ești foarte aprins, atunci ce se întâmplă? Nici creierul nu funcționează la capacitate maximă. La fel și aici, poate că nu vezi anumite soluții dacă ești foarte prins în discuție și îți scapă anumite elemente importante. Poate că tu poți oferi ceva ce pe mine mă avantajează foarte mult, iar pe tine nu te costă. În schimb, din cauza faptului că ești foarte încrâncenat, îți scapă acest lucru și atunci o pauză e binevenită. Apropo de situațiile win-win, ai făcut o paralelă și în mintea mea s-a dus mai departe în relațiile de cuplu, da? Dacă lucrurile devin, nu știu, mult prea conflictuale la un anumit moment, este de dorit să ne luăm o pauză de respiro, uneori chiar și o zi înainte să intrăm iarăși în acel subiect. Și vin furnizorii a doua zi sau, mă rog, după o bucată de vreme, vin cu o atitudine schimbată? Da, vin cu o atitudine schimbată pentru că realizează că, de fapt, ei își doresc să finalizăm negocierea într-un mod constructiv. Pentru a înțelege puțin și partea, dacă dorești, administrativă sau procedurală, după această etapă de negociere urmează și ceea ce ei vor oferta în secret față de ceilalți ofertanți? Depinde cum am definit la început pașii de derulare a procedurii. Dacă am spus de la început că va fi o rundă de negociere față în față, ei știu că la finalul acelei runde vor trebui să dea cea mai bună ofertă și în baza acelei oferte se va stabili clasamentul. Dacă am stabilit că vor fi mai multe runde, hai să zicem că mai au un timp de respiro până la următoarea rundă. Mihaela, cred că e momentul, pentru că tot ne-ai vândut așa niște ponturi și mi se par foarte interesante, și cred că telespectatorii ne privesc cu interes, să ne gândim și la situația vieții cotidiene. Pentru că te-aș invita să depășim puțin contextul ăsta organizațional, o să ne întoarcem la el imediat și să-mi spui care sunt cele mai dificile momente de negociere sau situații de negociere, mai corect spus, în viața de zi cu zi. Cred că oricât pregătire ai avea în negociere, cele mai dificile discuții și negocieri sunt cele cu cei apropiați. Pentru că aici intervine foarte mult latura afectivă. Așa. Și în momentul în care partea emoțională intervine, evident că și strategiile se schimbă. Și cum arată o negociere cu băiețelul tău? Eu un foarte bun negociator. Eu și foarte bun. Și îmi place asta și îl încurajez.
îi fac anumite concesii, astfel încât și el să simtă că a câștigat. Da. Iar în final acceptă condițiile pe care le-am pus eu inițial. Dar simte că a câștigat ceva. Chiar dacă e atenție sau doar 5 minute în plus de joacă. Pentru că vorbim cu un jurist din departamentul de achiziții, un jurist care este și părinte, cred că e important, interesant, util pentru telespectatori. Nu știu, să ne dai un exemplu. Să presupunem că băiețelul tău îți cere mai multe desene animate. Nu știu, peste ora de culcare îți cere mai multe dulciuri decât are voie într-o anumită zi. Sau, știu eu, o ieșire la joacă într-un moment nepotrivit. Poți alege oricare din aceste exemple. Spune-ne așa ce se întâmplă concret. Cam care e oferta și contraoferta? Concret, adoptă aceeași tehnică de a-l face să-și definească nevoia. Și de ce e atât de necesară dorința lui? E necesară acum? Așa. E atât de importantă? Și de ce este atât de importantă pentru el? Și lucrurile de multe ori se schimbă. Și dacă întrebi pe cineva când e aprins că își dorește foarte mult ceva și îl întrebi, ok, dar e așa de important pentru tine? De ce? S-ar putea să schimbi un pic ritmul, să-i rupi ritmul și să-l faci să se gândească și că, de fapt, da, ok, îmi doresc, dar pot și fără. Mihaela, ne întoarcem la contextul din organizații, pentru că, iată, vorbești de un domeniu fascinant, cel al negocierii. Trebuie să vedem puțin și reversul medaliei. Sunt situații în care, iată, drumul s-a înfundat, nu că s-a blocat, în care nu există niciun rezultat al procesului de negociere? Se poate întâmpla. Dar se poate întâmpla din cauza că nu-ți dorești foarte mult un lucru sau consider că modul de relaționare nu este suficient de important pentru tine. Și atunci, da, se întâmplă să îți dorești să rupi comunicarea la acel moment. După ce s-au făcut anumite eforturi, pot exista momente în care renunți. Da, pentru că sunt de multe ori orgolii. Există orgolii? Există orgolii, da. Pentru că, mai importante decât palii. Da, pentru că suntem oameni, adică în spatele fiecărei organizații, în spatele fiecărui furnizor, e un om. Și dacă acel om are un temperament coleric, E posibil să își dorească să câștige în varianta lui de câștig și atunci dacă ceva nu corespunde dorinței lui, să-și dorească să întrerupă comunicarea doar pentru a-și dovedi orgoliu. Ai vorbit de temperamente, ai vorbit de mandat, de limita mandatului, ai vorbit de situații tensionate, de situații relaxate, de pauze. Și da, sunt convins că toate acestea creează un context abil. Mihaela, și totuși, care e cheia succesului în negociere? Cheia succesului e să încerci să fii un cât mai bun psiholog, astfel încât să-ți dai seama de fapt ce-și dorește celălalt. Pentru că mă gândeam acum la acea situație de orgoliu. Știi că mi s-a întâmplat ca să fiu pe punctul de a ajunge într-un blocaj și să simt ostilitate fără să o înțeleg. Și atunci, ce am făcut? Am făcut un pas înapoi și am ascultat. Doar am ascultat. Și mi-am dat seama de un lucru, că ceea ce își dorește celălalt e apreciere. Dincolo de bani și de alte avantaje economice, își dorea apreciere. Recunoaștere? Recunoaștere, da. Este un termen potrivit. Da. Mihaela, când putem declara
cu mâna pe inimă că o negociere este reușită. Vreau aici să fac referire la, și la gândirea de tip plăcintă fixă, cum spunem noi în Da. psihopedagogia conflictului. Dacă tu te-ai ales cu o felie mai mare, înseamnă că eu m-am ales cu o felie mai mică și viceversa. E neapărat să ajungem la un sentiment de acest tip sau chiar se poate mai mult? Se poate clar mai mult. Exact, cum spuneam, prin discuții poți să-ți dai seama că acea plăcintă se poate mări, dar doar discutând se poate face lucrul acesta. Există o artă în a identifica, din ceea ce îmi spui, ce alte nevoi mai are celălalt, pe lângă, nu știu, a obține un preț cât mai bun sau termene de livrare cât mai generoase. Da. Ideea e că el își dorește anumite lucruri, dar nu le exprimă. Și noi ne dorim anumite lucruri, dar poate nici noi nu le explicăm. E uneori și asta o tehnică de negociere. Hai să țin secret că Da. poate obțin mai mult. Dar atunci când ajungi în situația că nu obțin nici măcar ce mi-am dorit, hai să încerc să merg pe o carte deschisă și să spun ce-mi doresc. S-ar putea să obțin mult mai multe. La fel ca în orice relație. Sinceritatea e o rețetă bună. Există rutină, Mihaela, în munca departamentului de Nu achiziții? prea există rutină. E o permanentă schimbare și dinamică. Există într-adevăr etape care se derulează din punct de vedere scriptic în același mod, pentru că ăștia sunt pașii, dar fiecare pas, oricât de bine stabilit ar fi, tot suferă modificări tocmai din cauza modului de relaționare. Mihaela, pentru că printre telespectatorii noștri sunt convins că sunt și persoane care, iată, lucrează în diverse organizații, companii, firme, care ar putea oferta la un moment dat către o companie mai mare, de ce nu către o instituție publică, și care se întreabă la ce ar putea să se aștepte un ofertant atunci când merge într-o procedură de achiziții. Cum ar trebui el să-și reprezinte dinainte, tot acest proces? Ar trebui să știe de la început că va fi un tratament corect și transparent. Asta e primul pas. Să nu meargă cu concepții greșite. Să nu creadă că i se ascund lucruri sau că dacă nu primește o informație în timpul pe care și-l estimează el, e pentru că ceva s-a întâmplat sau oferta lui nu e bună. Nu. Sunt uneori sute de pagini care trebuie verificate și analizate. Și atunci e firesc să ai timp, să-ți iei un timp pentru a studia acele lucruri. Mihaela, poate că ar fi chiar de dorit să adăugăm și pentru telespectatorii noștri că interesul major al unei companii, în special al unei companii private, este să obțină servicii și produse cât mai de calitate și la un preț cât mai bun. Nu există alte interese decât bunul mers al afacerii, ceea ce ar trebui să încurajeze Exact. tocmai această competiție liberă deschisă între ofertanți. Și pentru că vorbim de un ofertant care se duce cu temele făcute, ca să preiau de la tine o expresie, ce înseamnă un ofertant, un reprezentant al ofertantului bine pregătit? Este bine pregătit, nu știu, în ceea ce privește detaliile tehnice a ceea ce el aduce acolo sau e bine pregătit în ceea ce privește cultura organizațională a companiei la care merge să oferteze. E un bun cunoscător al unor termeni legali? Ce trebuie să știe acesta? De obicei vin cunoscătorii ai artei negocierii și al domeniului tehnic. Mai puțin am întâlnit în negocieri cunoscători ai domeniului legal.
Într-adevăr, aici e un minus pentru ei, recunosc, pentru că neavând un sprijin din punct de vedere legal și eu aici, într-adevăr, consider că e un punct vulnerabil pentru că trebuie să-și ia un timp în care să întrebe este așa, nu e așa, sau să meargă pe pâna noastră și să aibă încredere. Vi se întâmplă să stabiliți și evident, asta nu schimbă procesul negocierii și procesul achiziției, dar să stabiliți, nu știu, relații mai de lungă durată cu anumiți furnizori, să spunem, la masa negocierilor, să apară de-a lungul timpului, de mai multe ori, aceleași persoane din partea unui furnizor și să vă cunoașteți mai bine. Se poate întâmpla acest lucru? Chiar se întâmplă acest lucru. Ceea ce înseamnă că vă cunoașteți unii altora și... Da, da. Ceea ce înseamnă că, iarăși, cum spuneam, că în achiziție totul se schimbă, ce înseamnă asta? Înseamnă că de fiecare dată când ai același partener de negociere, tu trebuie să-ți schimbi tehnica, pentru că el deja o cunoaște pe cea pe care ai folosit-o în discuția anterioară. Dar se întâmplă să se stabilească relații foarte bune și care merg chiar dincolo de partea organizațională. Mi s-a întâmplat chiar să fiu sunată de un furnizor cu care avusesem 2 sau 3 etape de negocieri să mi se spună că are un copil. Adică pentru că a simțit că există o apropiere astfel încât să împărtășească cu mine această bucurie. Ceea ce înseamnă că, într-adevăr, am stabilit o relație bună cu el în timpul negocierii. Sau cum spuneai, există totdeauna un om în spatele cifrei, în spatele mandatului și așa mai departe. Ce e mai dificil, Mihaela? E mai dificil să fii achizitor, adică un cumpărător, o companie care achiziționează, sau e mai dificil să fii în postura celui care vinde? Părerea ta. Din punct de vedere al raportului de putere, aș zice că e mai bine să fii achizitor, pentru că fondurile sunt la tine. Pe de altă parte, dacă ești un ofertant foarte bun și ceea ce oferi tu este de o calitate foarte bună, te ridici clar deasupra concurenței și nu ar trebui să îți faci probleme că vei obține toate contractele pe care le dorești. Dacă într-adevăr ți le dorești și știi să negociezi. Mihaela, și pentru că ne aflăm în ultimele minute ale emisiunii, eram curios să înțeleg puțin și compoziția unei echipe de achiziții. Atât cât ne poți spune, sunteți numai juriști sau sunteți o combinație de juriști și oameni de tehnică sau, nu știu, sunt persoane specializate pe achiziții care pot să vină și din alte domenii? De obicei, echipa de negociere e formată din colegi pur tehnici, iar partea economică este discutată atât de juriști cât și de economiști, în mare parte. Și sunt și juriștii parte din această echipă de negociere? Întotdeauna sunt și juriștii parte din echipa de negociere, pentru că oferă viza de legalitate. Am înțeles. Și până la urmă totul se concretizează printr-un contract. Și acel contract, iarăși, trebuie să aibă viza juridicului. Înțeleg că pentru partea adversă, cu ghilimelele de rigoare, prezența juristului nu e neapărat confortabilă, pentru că, iată, este un actor în procesul de negociere care deține niște... și niște informații în plus, dar care vine și cu niște reguli în plus. Ai simțit cum atitudinea colegilor de pe tehnic vis-a-vis de tine, juristul din echipa de negociere? Se bazează pe tine, preferă să preia ei frâiele mărți sau preferă să, nu știu, să te lase pe tine mai curând să conduci procesul ăsta? Înainte de a intra în negocierea propriu-zisă, ne stabilim foarte clar rolurile. Ei știu
cât pot să intervină și unde este momentul să se oprească și să intervină juristul sau achizitorul. Lucrurile astea se stabilesc de la început și ține de tehnica negocierii acest lucru. Și așa, ca un gând care să ne conducă spre finalul emisiunii, curiozitatea mea, cum poate cineva să-și antreneze această aptitudine de a negocia? Pentru că avem telespectatori care își doresc să lucreze în companii, care își doresc poate să lucreze în achiziții, care își doresc să fie buni în negociere în general. Cum faci să fii mai bun în a negocia? Poți face cursuri, dar cel mai important, dincolo de orice curs, trebuie să te cunoști pe tine. Pentru că dacă te cunoști pe tine, ai o portiță spre a-l cunoaște și pe celălalt. Pentru că, așa cum spuneam, toți suntem oameni și avem lucruri care sunt similare și unul și celălalt. Avem și lucruri care ne deosebesc. Dar cunoscându-te pe tine foarte bine, poți să ajungi să-l cunoști și pe celălalt. Și trebuie să fii și un foarte bun observator. Pentru că orice curs ai face, trebuie să aduci nota ta personală în negociere. Să te cunoști pe tine, cum mai exact vine aspectul ăsta, cum joacă el un rol, să-ți cunoști impulsurile, nu știu, să cunoști ceea ce te sperie pe tine ca negociator, să cunoști poate ceea ce te seduce pe tine ca negociator. Care din aspectele astea? Pentru că e Trebuie. un aspect fin de psihologie. Da, trebuie să știi cum reacționezi atunci când ai parte de presiune. Trebuie să știi câtă presiune poți pune tu, chiar dacă e la modul cel mai fin. Cum poți face să obții o anumită informație? Și care sunt modalitățile prin care poți face lucrul ăsta? Cât de mult poți insista? Cât de mult știi tu că poți să lași pe cineva să intervină fără ca tu să reacționezi în vreun fel. Și cât poți duce negocierea astfel încât să te simți tu confortabil și cu tine și cu cel din fața ta. Reușești să-ți dai seama când partea cealaltă încearcă să te influențeze? Nu știu, ori pozitiv, ori negativ. Ori printr-o presiune negativă, nu știu, printr-o amenințare, părăsim negocierea, ori printr-o presiune pozitivă, da? Nu știu, printr-o apreciere din partea cealaltă. Reușești să îți dai seama tu care este ecoul din tine atunci când cealaltă parte face acest lucru? Am început să le simt intuitiv deja. Nu trebuie să le mai analizez. Aproape că le pot anticipa. Știu că urmează ceva de genul acesta și încerc deja să, ca la un joc de șah, să mă gândesc la următoarea mutare. Mulțumim foarte mult, Mihaela, pentru ponturi și pentru informațiile deosebite de valoroase și te mai așteptăm pe la noi să ne povestești și despre psihologia vieții de jurist. Mulțumim Mulțumesc tare mult frumos! și eu! Așadar, stimați telespectatori, arta negocierii în organizație reprezintă un proces complex. Negociem cu colegii, negociem cu șefii, negociem cu acele entități care ofertează companiei noastre diverse bunuri sau servicii. Sunt psihoterapeutul Tudor Ștefan Rotaru, vă aștept la o nouă ediție a emisiunii și nu uitați, psihologia funcționează chiar pentru toți.